trebuie așa pe parcurs ce ridic colețelul în sus, să aud așa toate fetele din grupul vesel cântându-mi mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Pentru că în sfârșit, după lupte seculare care au durat vreo câteva săptămâni, a ajuns colțelul ăsta frumos de la mine. O surpriză din partea fetelor din grupul nebunaticilor. Fete ale căror nume n-am să știu să vi le spun pe toate pe de rost, pentru că m-am pierdut. Efectiv, sunt pierdută în emoții. Eu chiar acum stau de vorbă cu ele pe Instagram și haide să enumerăm, da? Adina Adam, Cristina Preda, Denisa Nicolae, Diana Andronic, Mihaela Șerbănescu, Milana Petrov, Ralu M, Sabina Rusescu, Sandra Niculaescu, să nu mai spună Sandra că ei pocesc numele și sper că nu l-am pocit de data asta, Simona Bujor și Andreea Ichim. Ele au fost super mega drăguțe să îmi trimită acest cadou. De fapt, noi ne facem cadouri reciproc atunci când e ziua noastră și uite că acesta e cadoul lor pentru mine și nu mai pot. Am emoții, nu știu dacă m-a salutat, salutare, vă pup, eu sunt Alexandra și astăzi desfacem un cadou surpriză din partea fetelor de pe YouTube, de pe Instagram, de unde vreți voi. Da, și am să desfac acum așa ambalajul pe cameră, chit că știu că am să foșnesc groaznic. Așa. V-am spus, sunt topită de emoții și aici avem colețelul de la Notino, ok, care a ajuns pe numele mamei, ok, nu pot să vă arăt ce cuțit folosesc pentru că nu cred că mi-ar da voie YouTube-ul să arăt așa ceva, l-am luat, l-am găsit și ce am venit cu el în fața voastră. Oh my god, avem aici o felicitare și hai să vedem, scrie așa, la mulți ani, așa arată broșurica, la mulți ani fericiți Alexandra, te îmbrățișăm cu mare drag, grupul nebunaticelor. PS, cei din urmă, da, postscriptul, cei din urmă vor fi cei din tâi, mă, cam așa e. Acum vă spun sincer, recunosc scrisul mamei mele, da, deci mama a fost și ea complice în toată treaba asta, lucru care nu poate decât să mă bucure, da, deci nu am cum să nu recunosc scrisul mamei mele, da, e imposibil. Și apropo, mama scrie foarte frumos, încă ea zice că scrie urât, dar nu scrie deloc urât, zice că și-a schimbat scrisul la serviciu și că în tinerețe scria mult mai frumos. Da, fac tot fel de paranteze care nu au nicio legătură cu realitatea. Tadam! Hai să vedem. Oh my god, oh my god, oh my god. Deci nu. Hai să începem cu poveste. Nu vreți să începem cu ăsta mic așa? Cu ăsta mic și pricăjit, care n-are el nicio vină, așa frumos aici. Ia să vedem. Să facem așa, și că în siguranță. S-a văzut cuțitul? Aoleu! Întrerup din când în când filmatul pentru că mie să nu mă trezesc că mi se blochează filmarea. Adică să pierd efectiv totul, da? Hai să vedem ce avem noi aici, ce avem noi aici. Avem un, asta cred că e un cadouaș din partea cea de la Notino. Este o sticluță din aceea în care îți pui parfumul preferat și să-l porți cu tine în geantă. Super! Am văzut că și Diana Andronic a primit un astfel de recipient în comanda ei de la Notino. Super, sunt mega practice dispozitivele astea și chiar avem câteva, de fapt mai mult soțul meu le-a folosit pentru că am mers în vacanțe, pentru că el și-a luat mai multe parfumuri, știți voi? Așa. Și da, să încep să desfac fix ceea ce am văzut, adică, na. Adică, uitați cutiuța asta. Și aici avem un parfumel. Ar trebui să încep să cânt de una singură. Oh my god. Deci nu, fetele clar au știut exact ce să-mi ia. Ele mi cunosc preferințele și avem aici o cutiuță de la Guerlain. Oh my god.
Deci nu mai pot de emoții. Fetelor, sunteți cele mai tari, da? Așa arată cutiuța. Este absolut superbă. Dacă vă uitați și voi la detalii și la felul cum arată cutiuța asta, deci nu, eu cred că sigur dăm cu ea în parte de seară, pentru că altfel nu se poate. Nu știu cum stă părul. Mai are o importanță? Nu mai are nicio importanță. Atât de blanc sunt încât habar n-am ce se află în interior, așa că am să desfac cutiuța așa odată cu voi. Sper să nu scap nimic de pe aici. Pam, pam, param. Mai înainte le-am sunat pe fete din greșeală pe grup, am vorbit cu Andreea și Kim. Aqua alegoria, mandarin, bazilic. Stați așa că s-a produs o extorsiune aici. Da, este fix parfumul pe care eu doream nespus de mult să-l aduc în vara asta, în anul ăsta cel puțin, în colecția mea. Și ia uitați aici, superbitate de parfum. Deja simt ceva miros de la săpunelul ăla, mai mult ca sigur. Și e ceva ieșit din tiparele normale ale planetei. Ceramic to perfume. Ok, nu știu ce e asta, deci n-am cea mai vagă idee. O să trebuiască evident să mă scuzați pentru toate stângăciile astea ale mele. Avem o bucată de ceramică. Oh my god. Ia uitați cum arată. Este cu simbolul gherlan. Sper că se vede. Și eu simt că miroase, efectiv simt că miroase, deci n-am idee dacă ar trebui să miroase sau nu. Dar în capul meu miroase, da? Are și o pânglicuță acolo. Avem aici o loțiune de corp bergamot body lotion. Oh my god. Da. Cam așa arată. E super, ce fain arată. Și parfumelul, of course, pentru că parfumelul în viața mea, știți voi. Dita mai sticluanța de 125 de mililitri. O să fac baie în parfum, de nu o să fac baie în el, o să-l păstrez acolo ca pe Dumnezeu în colecția mea. Și haide să mirosim. În partea asta mai am un miros pentru că mai am un miros pentru că am mai primit astăzi un parfumel. Hai să vedem. Vai. Doamne, cum miroase! Limonadă din mandarine și cu busuioc. Și cu mentă. Deci asta miroase, doamne, doamne, cum miroase. Dacă iubiți parfumurile citrice, deci, doamne, cum e asta. E superb, superb, superb. Doamne. Nu, deci nu mai funcționez pe modul normal. Doamne, deci fetelor, sunteți nemaipomenite. Miroase absolut genial. Mentă și busuioc strivite la oaltă într-un mojar și cu zeamă de mandarină și cu zeamă de lime și cu coajă verde de lime. Eu așa văd parfumul ăsta, așa mi-l imaginez. Deci, da. Hey! Eu îmi cer scuze pentru comportamentul pe care îl voi avea în acest clip. Da? Așa, și mai avem aici o cutiuță de la Sephora. Yay! Nu am comandat niciodată nimic de la Sephora, așa că e o premieră pentru mine. Vă dați seama că am să dorm și cu cutia de la Sephora în pat în seara asta. În primul rând avem aici niște mostre, avem Dior Sauvage pentru bărbați, soțul meu se va bucura și el foarte, foarte mult de treaba asta, și Miss Dior Blooming Bouquet, pe care întâmplare face să-l și fi mirosit zilele trecute și chiar e drăguț, nu e neapărat la genul meu de parfum, dar e ok. Mai avem aici... Asta ce e? Bine, eu miros tot, nu contează, deci vă dați seama, sunt total pe lângă viața asta. Avem aici o mostră micuță din Valentino. Valentino, Sephora, fix Valentino, Dolce Vita. Așa. Mai avem o mostră dintr-un fond de ten de la Dior Forever.
Abia aștept să îl testez și aici am un cod de reducere 20% la produsele cu preț întreg pe Answear. Și aici mă gândesc sigur că e o paletuță. Paletuță, palețică și fetele ori din nou o să-mi dea viața peste cap. Haideți să vedem. Am pornit? Da, am pornit și camera. Ca să vezi. Așa, da, da, mă, cum? Deci n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum. Ia uitați aici, Natasha Denona, da? Bronze Palette. Eu sunt clar cu nuanțele de genul ăsta, nu mai știu, parcă tot Simona a primit și ea tot paletuța asta, nici nu mai știu, deci nu mi-aduc aminte nimic ce s-a întâmplat cu viața mea în ultimii 5 ani, datorită acestei întâmplări de astăzi. Hai să o desfacem. Așa. Nu am avut niciodată produse de la Natasha Denona, așa că pot să-mi arunc pe geam toate paletele pe care le am în colecție. Wow! Băi, adevărul că una e când vezi o paletă de genul ăsta într-o poză pe internet, altă treabă e când o vezi așa într-un film pe YouTube, dar să o vezi de adevăratelea, ai leșinat. Da, cam așa arată fardurile, nu știu cât și cum se văd pe camera, am să cerc din setările camerei să fac să se vadă totul cât mai realistic, cu o oglindă suficient de mare pe care o poți folosi să te machiezi, se simte foarte calitativă, compactă, deci nu... Da, stați așa să îmi revin cu viața. Am să iau un pic telefonul și am să intru un pic pe grup să-mi fac o poză. Să le trimit fetelor, așa, ca să fie totul așa pe live. Așa. Știu că fetele o să se bucure foarte mult. V-am zis, îmi cer scuze pentru comportamentul meu din acest tip, dar este total motivat ceea ce fac eu aici, da? Am să fac imediat și niște swatch-uri la palete, imediat ce mai iau contact cu planeta Pământ și să mă pozez și cu această minunăție și să vedem ce vor spune fetele. Așa, da. Ha, să intrăm noi acum un pic pe Instagram și să le trimit fetelor aici poze din timpul filmării și să trimite și un mesaj video. Bună, noi suntem acum chiar în mijlocul filmării, am făcut fix pe camera aceste două poze, să vi le trimit vouă și să vă spun că sunteți minunate și vă iubesc din tot sufletul și că sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi-ați trimis. Vă mulțumesc și vă iubesc tare, tare mult. Da, fix asta e... Da. Hai să vedem. Hai să facem niște swatch-uri, da, asta ca să ne mai revenim cu firea. Nu știu cam pe unde ar trebui să fac swatch-urile ca să le și vedeți. Cred că am să le fac aici pe dosul palmei. Am să iau prima nuanță de sus. Bine, acum am băgat degetul în fard. Îmi dau seama că poate ar fi trebuit să îi facă palete așa o poză. Wow! E o superbă nuanță asta. Wow, wow, wow! Am să iau tot din culorile astea așa mai sidefate, mai închise la culoare. Uite, aici avem un maroniu prună care se vede extrem de frumos. Deci prima culoare prima nuanță se numește True Copper, a doua este Deep Dive, iar acum am să pun Rhodium, care e ceva superb. Un mov, dar cu diverse irizații. Aș spune un fard, cum se cheamă, duocromatic. Hai să încercăm și un maro mat, magma. Sper să nu mi-alunece paletuța de pe picioare. Aici avem magma. Un maro foarte frumos și să vedem dacă m-aș mai avea degetele. Ha, Milana a fost prima care mi-a lăsat acum un mesaj. Și ia să vedem. Da, nuanțele sunt absolut superbe, deci nu mai încape îndoială în acest lucru. Să vedem un auriu, dacă reușesc să fac o bucată de deget.
Să încercăm silk. Vai de mine, stați așa să-l văd unde o pun, da? Nuanțele sunt absolut superbe. Aici avem silk și un pic dintr-o altă nuanță pe care avem pe deget, da? Absolut superbe, la ochii mei verzi, nuanțele acestea arămiuri să meargă de minune și abia aștept să încep să mă machiez cu această paletă. Cred că voi face mai mult ca sigur într-o zi în care o să am ceva mai mult timp liber să fac un tutorial de machiaj de primă impresie cu această paletă de la Natasha de Nona Bronze Palette, care e absolut superbă. Nuanțele sunt mega, mega sidefate. Deci sunt superbe. Și Sabina îmi spune că ne bucură mult că ți-au plăcut. Da, nici nu știu pe ce să mai pun mâna acum. Ideea în felul următor. Mi-ați făcut o mega, mega surpriză. Produsele sunt absolut minunate. Parfumul e ceva de vis, deci nu pot să vă descriu cum miroase acum pe mine. E absolut superb. Paleta e la fel, ceva fără cuvinte și o voi folosi cu tot dragul, cu toată inima și de fiecare dată când mă voi machia cu ea și o voi vedea acolo în dulăpiorul meu de machiaj, am să mă gândesc la voi, dragi fete. Voi, oricum știți că vă iubesc foarte, foarte mult, oricum știți că sunteți deosebite și minunate și sunteți perfecte. Și lucru pentru care vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că, nu știu, că sunt și eu aici cu voi în grupul vostru și sunt convinsă că deja până acum toată lumea de pe YouTube și-a făcut o părere despre noi și una chiar foarte bună, pentru că rar spre deloc se întâmplă lucruri de genul ăsta pe YouTube. În general avem parte de mult, se vede așa, dramă, hate, chestii de genul ăsta, mai puțin prietenii adevărate și sincere și dezinteresate. Vă mulțumesc vouă, celor care m-ați urmărit tare, tare mult, că ați avut răbdare cu mine în clipul ăsta și mi-ați scuzat poate comportamentul, emoțiile și toate cele, dar sunt de înțeles toate. Și na, mulțumesc și mamei mele că a fost din nou complice la un cadou pentru mine din partea fetelor. Pe voi vă aștept în comentarii să stăm de vorbă, să-mi spuneți orice vreți voi acolo despre ce am primit, despre, nu știu, despre fete, dacă le știți și toate alea. Da, și cum nu reușesc să mă mai adun și să mai spun ceva aici care să aibă rost și sens, vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem la un nou clip tot aici la mine pe canal. Până atunci vă pup și aveți mare, mare grijă de voi. Mua! Pa!